Am o vorbă cu tine. Poți să-mi spui și mie de ce nu mi-ai predat informatorul ăla de la măcelarul? Șoferul ăla sau ce era el? Costel, șoferul lui Bebe. Costel, Costel, așa. Unde e? E ăsta care era cu măcelarul acum? Nu. Nu e el. A, nu? Păi și unde? A dispărut. A dispărut? Pe cum a dispărut? L-a înghițit Dâmbovița, așa, pur și simplu? Foarte convenabilă dispariția asta. Se vorbește în cartier că el ar fi pus bomba în mașină. Că era omul lui Constanțeanu. A pus bomba și a fugit. A dispărut. Nu se știe nimic de el. Atunci... poți să-mi explici și mie așa simplu, cu subiect și predicat. De unde ai știut unde erau Constanțeanu și măcelarul? David, ți-am pus o întrebare. Nu te juca cu nervii mei. Mi s-a părut total ineficient să stăm toți grămadă acolo. Când ar fi apărut și Constanțeanu, puteau să ne facă dacă venea în buluc dintr-o singură direcție. Așa că m-am gândit să iau câțiva oameni și să iau pe partea aia-laltă. Ca să-i surprindem din două părți. Știți că doar nu m-am dus de nebun. V-am cerut voie. Tu nu mi-ai răspuns la întrebare. Am făcut un ocol mai mare ca să... doar nu era să traversez prin fața lui Achim. Și la un moment dat am văzut niște faruri de mașini pe un drum secundar care oricum nu ducea la locul unde era Achim. Mi-am dat seama că e vorba de o diversiune, așa că m-am dus să văd ce e acolo. Nu era normal să fac așa? Dacă am greșit cu ceva, sunt gata să suport consecințele. Și altă dată să știu să nu mai fac. Vreau să-mi faci un raport detaliat cu fiecare pas pe care l-ai făcut după ce te-ai despărțit de noi. Cu schițe. Cu fotografie. Cum se face? Dacă nu ți-aduce aminte ceva, te întorci în pădure și reconstitui fiecare pas.